Un accident de circulație s-a produs astăzi în Cluj-Napoca, în urma căruia au fost avariate 4 mașini. Potrivit informațiilor primite de la polițiști, accidentul s-a produs din cauza unei neacordări de prioritate. Accidentul a avut loc la intersecția străzilor Heltei Gașpar cu Diaconu Coresi din cartierul Clujan-Gheorgheni. În coliziune au fost implicate 2 autoturisme, iar 4 mașini au fost avariate. Cine era în mașina aceea? Un domn cu o fetiță. Am venit dinspre poliție și cum am venit aici, nu am văzut că am venit cedează și a venit o mașină și am intrat în el. Un conducător auto care circula pe strada Heltei Gașpar ar fi pătruns în intersecția cu strada Diaconu Coresi fără a acorda prioritate de trecere a unui autoturism și astfel a intrat în coliziune cu acesta. Mașina s-a răsturnat și când am văzut mașina, am mers să vezi ce-o păstit oamenii de acolo. Aici săptămânală e accident. Deci nu e primul caz. Nu. Lopeți să vezi pe stâlp. Accidente și 5-6 mașini. Și pe copaci, dacă te uiți roata, te-ți loviți aici, toți copacii. În urma impactului, autoturismul care nu a acordat prioritate s-a răsturnat, iar celălalt a fost proiectat în 2 mașini oprite, a declarat Carmen Jucan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Cluj.